În acest sfârșit de lună va fi organizată competiția de handbal în memoria lui Ion Milovan. Direcția Județeană de Sport, în parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin și CSS Drobeta Turnu Severin, organizează la sala polivalentă în data de 25.11.2023, între orele 11 și 17, memorialul Ion Milovan. Sunteți invitați să participați la acest eveniment sportiv într-un număr cât mai mare. Ion Milovan a fost un jucător și antrenor de handbal, una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță și handbalului din județul Mehedin și din România. Între anii 1958 și 1973 a fost jucător activ de handbal la Dinamo București, Știința Bacău și la alte cluburi din Orșova și Drobeta Turnu Severin. Din anul 1973 a fost antrenor la CSS Drobeta Turnu Severin, unde timp de aproximativ 40 de ani a condus una dintre cele mai performante secții de handbal feminin din România, care a dat handbalului național și internațional jucătoare cu nume sonore precum Diana Puiu, Gabriela Tănase, Florentina Tristariu, Aneta Pârvuț și Luana Șeitan. Cu această ocazie, Direcția Județeană de Sport organizează în parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin și CSS Drobeta Turnu Severin la sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin în data de 25.11.2023, între orele 11 și 17, memorialul Ion Milovan, pentru a aduce cinste și onoare sportului mehedințean în vederea recunoașterii valorilor handbalistice ale județului Mehedinți, educarea și formarea sănătoasă a tineretului, promovarea sportului de masă, consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizat. Vor avea loc jocuri sportive de handbal feminin, acolo unde un număr de 4 echipe din Drobeta Turnu Severin și Craiova vă vor încânta cu acest minunat sport numit handbal. Cele care vor deschide competiția vor fi fostele jucătoare formate de regretatul antrenor Ion Milovan. Pentru dezvoltarea sportului românesc și creșterea prestigiului handbalului, profesorul Ion Milovan a fost apreciat cu diplomă de merit de către Comitetul Olimpic Român și Ministerul Tineretului și Sportului, fiind singurul antrenor emerit de sport din județul Mehedinți. Acesta s-a stins din viață la data de 5 martie 2019, la vârsta de 70 de ani.